Ne-am început a treia zi de caravană cu o vizită la Techirghiol, la așezământul Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare, unde părintele Claudiu Banu face pentru mame cu copii victime ale violenței conjugale ceea ce cu greu ar face orice altă instituție, și anume să le ajute să-și recâștige încrederea în sine și să-și asume libertatea pentru ele și pentru copiii lor. Apoi am traversat Dobrogea de la Constanța până la malul Dunării, în comuna Ghimbărești, unde am vizitat familia Matei, care a deschis de un an de zile un punct gastronomic local, dar care, dincolo de faptul că valorifică tradiții culinare ale locului, este și un punct de întâlnire a altor producători locali care își vând produsele tradiționale și care atrag turiști. Și am avut de altfel acolo și o dezbatere foarte interesantă cu mai mulți factori de dezvoltare ai locului. La sfârșitul zilei ne-am întors în Constanța, unde am vizitat unul din magazinele Țăranii Dobrogeni, o familie de tineri antreprenori care au decis să pună împreună produse locale ale diferiților producători din regiune, pe care să le valorifice. În ultima zi a caravanei rămânem în Constanța, vom vizita încă două proiecte sociale, două fundații, și vom finaliza caravana cu o conferință de presă la care vă așteptăm.